Să iei din hainele de afară și să pui din alea la uscat. Nu știu! Salutare, prieteni, bine găsit un nou video. În acest video, că e vorba colecția mea de cărți, se decoră acum arată pornii. Da. Se pare și ce desene acolo, am vreo 3 cărți în total. Să vedem. Prima asta este cea mai veche din colecție. Pe astea din 2016. Wow. Da, aici sunt alții bibliuive care venea, nu le-am folosit deloc. Pasă așa, unde? Da, deci asta e cea mai veche. Mai am una cu fata și aia, dar pe pară nu știu cum le-am pus-o. Deci am total 4 5 cărți de colorat. Păi și cum te-o pun pe pauză? Da, pui pe pauză. Ce? Prima oară când o pui pe pauză, pune și asta înapoi la zero. Cupla. Ce? Cupla? Nu, zic că. Asta m-am dat. Am mai auzit-o undeva. În multe pauze. Pe scutare de acu, pe ce? Sau că înseamnă cu pe ce? Voi generația asta, nu știu să scrie, nu știu să vorbim nimic. Dar nimeni nu înțelege nimeni ce cumpărăță. Da, chiar că nu știu pe unde am pus o carte acolo, frate, așa, în fine. E dincolo, cred că. Nu am o carte acolo, care nu ocupă locul. Tot cu ponii. Ceva aia, decorat. Pe ce? Pe pungii. Nu tu și vezi, chiar acolo. Să aveau și eu desene mele cu ponii colorate. Bă, dar ce te deranjează? Că trebuie să treci acolo. Dacă nu ești atent deloc? Tu vorbești, mă. Eu totdeauna m-am ferit. Nu mai fost lucrurile acolo, întotdeauna te-ai băgat în ele. Acum păi da, stică, bebe. Vezi, doamne, sale tale. Ei, mi-a deranjat stică, cu altceva n-am avut niciodată treabă. Eu nu înțeleg ce scrie aici 99,9 în fine. În grei pe Jack. A, da, ci că 99,99 suit, duce. Bun, bun. Bun, bun. Atunci e bun. Îmi place asta cu baby, că avea dormea pe pătuțe ei. Bine. Oh. Ha! Începe căruța, 4-4. Asta e misiunea mea. Preparată de la radio. Mă fac ăștia să râd. Spiky, spiky, wiky. Doamne, sincer să fiu, nu înțeleg eu chestia de sincer. Ce avea Pinkie Pie, frate, în gură aici? O trompetă ceva. Da, ne sincer, n-am văzut așa ceva. Nici să fiu. Zice... Ceva cred că de suflat, că scrie party time. Și asta are și ea ceva. Zic și eu. Fie ceva care să înducească brioșeve. Ceva, cine știe. Totuși, astea aveam covat ceasă
cea mai veche. Asta e prima, ca majoritatea, să știți, că eu le-am cumpărat de la Lidl cărțile. Cumpărat. La Lidl au apărut. Grupul căutătoarelor de semne drăguțe. Mă aduc aminte. Sweetie Bear, Apple Bloom și Scutarul. Foarte drăguțe, erau așa micuțe. Și culmea că s-au aflat Sweetie Bear era sora lui Rarity. Mai mică, interesant. Doamne, Spike pe tank, țestoasă Rainbow Dash. Interesant. Uite-o și pe Prințesa Luna. Applejack. Pinkie Pie. Oho. Oho. Rarity. Spunând ceva. Aici Rarity primind niște cadouri. Ratushai. Twilight Sparkle. Twilight Sparkle, Twilight Sparkle. Dar acum mi-a zis că am greșit ceva aici. Lasă-mă puțin. N-am eu și se corect cea într-o parte de păr. Ha, ha, ha. Vai, și cartea asta o am din tom. Ce stare, în orice caz. Na, asta e bună. Am uitat eu să corez așa ceva. Pă... Deci, bun. Asta e cea mai faină, am curat-o, sincer să fiu. Cu Rarity în rochie asta, pentru că știam că așa se rog din serialul ei, mă văzut într-o poză de pe Google și de acolo. Am curat-o așa. Asta e cea mai bună, cea mai totală poză cu Pinkie Pie. Stând în cadă. Pinkie Pie în cadă. N-am știut că și ponii au coadă, dar în cadă, dar în fine. Dar și voi seama că pe atunci eram începător la Marita Pony în 2016. Așa că nu le prea știam atât cu rovile și astea, cum le știu acum. Da, asta e prima mea carte de colorat cu Marita Pony. Aici am și un bloc de colorat, asta e, nu știu din ce an e lansat. Nu știu că scrie ceva, 2019, este mai recent. Bine că pe 2019 am avut cele mai proaste carioci, pentru că erau șterse de-a dreptul și croane colorate. Se vedeau așa de șters, cred că se și observă. Asta a ieșit cel mai bine, sincer, cu Rarity. Oooo, da. Bun. Așa. Da, aici este Applejack pregătind un suc de mere. Tati, vrem să facem și ciuperci scăzute lângă ce părință mai aveți?
asta e faină, toave de când decorăm bradul de Crăciun. Numai că în lumea poneilor mai uită pony, nu se spunea Crăciun pe atunci, altfel, dar nu mai țin minte cum. Ceea ce era destul de ciudat. A, da, încălzirea inimii. Ce ciudat. Mă aduc, parcă, nu mai țin minte exact, dar parcă ceva de genul ăsta, când mă uită, la episodul de acum câțiva am bun. Știam, dar mi se părea, da, cam așa ceva, doamne. Vezi că toate desenele astea care am făcut sunt perfecte. Sunt curios ce notă îmi dați voi pentru colorare. Mi-am colorat. Nu prea stabil, eu rețin pe picior și nu prea stabil așa. Da, asta e mai nouă, cartea, e din 2020. Încă nu mai am câteva desene necolorate din asta. Și abțipiv de vesel că am folosit o parte. Adică l-am folosit pentru usa de la telefon. Nu mănânci ciupescă de cucăniță. Păi, nu știu. E să mai ajut să le tocăm pe acum? După ce gade, filmat. Crezi că toate lucrurile vreau cum vrei. Eu, aici nu știu ce-a fost din ancorat. Tot așa părți răsai. Necolorate, băi, de ce urât așa. Fătă ce student e move-ul ăsta. Dar uitați, vedeți și voi că n-am mai... Nu, de mult nu am mai curat din unele desene.
și ce ai aici? Stai, domnule, placinta, le pui pe toate la un loc și le amesteca și gata! Unde ai zis, măi, că... Wow, super, vreau și eu. Deci totul se face rapid. Uite, să știi îngroșă. Mamica! Așa, poți stăci un pachet de unt? Wow, super, tata! Unde ai zis că e că nu văd? Acolo, într-o parte. Bun. Nu cred că e aici. Mă dau bătul că nu găsesc. Ei bine, dragi, eu comenzi și cu acest video. Sper că v-a plăcut și nu uitați, vă mulțumesc pentru vizionare.